pe platoul detașamentului de pompieri Piatra Neamț o să vizionați categorii de tehnică utilizate pentru diferite intervenții în situații de urgență. Începând din partea stânga mea și continuând până în spatele dumneavoastră, sunt garate mijloace tehnice utilizate în primul rând pentru salvarea persoanelor, asigurarea cazării și intervenția în situații de urgență. Prima categorie de tehnică este tabăra mobilă, acea tabără care a fost utilizată în anii trecuți, în anul 2022, în zona Siret pentru primirea refugiaților, tabără mobilă în care sunt depozitate corturi, paturi și materiale necesare pentru cazarea persoanelor sinistrate. Această tabără mobilă merge la pachet cu o bucătărie rulantă pentru asigurarea hrănirii. În continuare, veți descoperi postul medical avansat de categoria 1, post medical avansat utilizat pentru acordarea primului ajutor calificat și asistență medicală de urgență în cazul declanșării planului roșu de intervenție. Acest post medical avansat este deservit de tehnică din categoria ambulanțelor de tip B, de tip C sau ATPVM-ului. De asemenea, pe platou veți avea de vizionat și mijloace pentru salvare în situații de urgență generate în mare parte de seism, alunecări de teren sau inundații. Avem un ventilator utilizat pentru evacuarea fumului în cazul producerii unui incendiu, container de căutare-salvare, container multirisc, o autospecială achiziționată recent de către Inspectoratul General cu hidroperforare, cu stand de hidroperforare. Practic, această autospecială are performanțe pentru a putea refula apa prin pereți de cărăbină sau de beton și astfel reducem riscul pentru personalul de intervenție care trebuie să pătrundă efectiv în incinta respectivă. Echipajele din formațiunea de protecție civilă, fiind și săptămâna protecției civilă, și aici discutăm de echipajul, echipa pirotehnică, echipajul de scafandri autonom, precum și tot la fel utilizat în cazul incendiilor, o pernă de salvare pe care vă invit să o vizionați în partea stângă a platoului. Avem în spate o stație de lucru conectată la o cameră instalată pe mașină. În birou, fără nicio problemă. Laptop rigidizat. Corturi, respectiv cele care ați intrat. Cel care suntem noi aici este utilizat pentru triajul persoanelor, a victimilor, în cazul unei situații de urgență. În urma evaluării și respectiv după ce s-a realizat triajul, se intră în cort pentru tratarea victimilor. Este posibilitate, avem posibilitatea de a trata 10 victime, din care 5 în stare critică. Cu dotările pe care le are punctul medical avansat, respectiv autosuicele care rezultă în lateralul cortului, putem evalua și trata până la 15-20 de victime în funcție de rănile suferite, dar 10 în interiorul cortului, 5 în stare critică și până la 15-20 în funcție de necesitate și starea acestora. Urmând ca ulterior, după tratarea și evaluarea și tratarea, stabilizarea victimelor, să fie transportate către unitățile spitalicești cu ambulanțele de dotare. Bună ziua! Sunt plutoner ajutant Bulău Ioan, sunt șeful echipei pirotehnice. Împreună cu colegul meu, Radu Ionuț, facem parte din echipa pirotehnică. Această echipă pirotehnică este condusă de un ofițer pirotehnist, iar obiectivele noastre principale ca și echipă se referă la 1. Asanarea teritoriului național de muniția neexplodată din timpul conflictelor armate, adică din primul și din al doilea război mondial. Termenul de asanare, ca să fiu mai înțeles, se referă la câteva etape, cum ar fi cercetarea, identificarea, ridicarea, transportul, depozitarea și ulterior distrugerea elementelor de muniție descoperite. Da? Al doilea tip de intervenții la care participăm se referă la distrugerea podurilor de gheață care se formează pe cursul râului Bistrița,
poduri de gheață care pe timpul înghețului pot ajunge și la grosimi de 6, 7, 8, chiar și 9 metri. Aceste poduri de gheață pot pune în pericol siguranța cetățenilor datorită faptului că atunci când apar dezghețuri rapide, albia Bistriței este ocupată de aceste poduri de gheață și nu mai are pe unde curge apa care se topește din de la zăpezi. Al treilea tip de intervenție la care participăm se referă la distrugere în diferite medii și anume la obiective care pot pune, care pot genera situații de urgență, cum ar fi, de exemplu, o stâncă prăbușită peste un curs de apă sau o stâncă prăbușită peste o șosea. Da? Nu pot fi îndepărtate cu mijloace mecanizate, din această cauză putem interveni noi cu ajutorul explozivului pentru a distruge stânca și a o îndepărta. În continuare, dacă doriți, vă pot prezenta câteva elemente de muniție care se descoperă în mod uzual pe raza județului nostru. Dacă dai tu câte una, da, ca să le spun acum. Avem o bombă de aruncător calibru 82, echipată cu un focos. Da? Țin să precizez, hai, îi spun pe toate. O grenadă de mână antitank, folosită la scoaterea din luptă a mijloacelor mecanizate. O mină antipersonal care se atașa la un punct fix, vinea inamicul, dădea peste fir și exploda. O grenadă de mână defensivă, un proiectil exploziv. Chiar dacă au trecut mai bine de 80 de ani de la ultimul conflict armat, aceste muniții în continuare sunt periculoase datorită faptului că substanța explozivă din interiorul acestor muniții devin chiar mai instabilă câteodată. Misiunile noastre pirotehnice le facem echipați cu un echipament de protecție care se referă la o cască și o vestă în cazul minimalist când facem operațiunile de cercetare și avem și un echipament greu cu care ne desfășurăm activitatea atunci când situația o impune. În continuare vă pot prezenta un detector de ultimă generație, un Garrett AML Pro 1000, da? Mai avem încă un detector de mare adâncime, un valon și cam atât. Dacă aveți întrebări, cu mare plăcere. Etaje reprezintă spațiu foarte mic necesar pentru calarea autospecialei și faptul că are un motor foarte puternic, ceea ce ne conferă un real avantaj în momentul în care ajunge la locul intervenției, o putem ridica, după calare o putem ridica într-un timp relativ foarte scurt. Ce se deosebește față de celelalte, că după cum puteți vedea acolo deasupra, în partea superioară, are un lift. După ce este ridicată și calată, putem pune unde avem nevoie la nivelul etajului superior, ne găsim o victimă, o urcăm în acelă cu ajutorul personal de intervenție, respectiv a alpiniștilor, și după aceea cu ajutorul liftului putem evacua mai multe serii de persoane, deci nu trebuie să luăm persoana supremă în acelă și după aceea să dăm iar în acela jos. Urcăm cu liftul, o coborâm imediat. Asta ar fi un real avantaj, plus pe lângă altele pe care le mai are, pe lângă faptul că putem crea un dispozitiv de refulare, putem crea un dispozitiv de stingere a incendiului, localizare și asta fiind cea mai eficace autoscară. Lângă un autocamion de intervenție pe care îl utilizăm în mai multe scopuri, fiindcă are un sistem hidraulic, respectiv acum aveți pe el montat tabra mobilă. Tabra mobilă care la nivel de județul Neamț avem 3. Respectiv la detașamentul de pompieri Piatra Neamț, aceasta este una dintre ele. Corturile din spate sunt cele din completul taberei. Ca și detalii tehnice, cele trei tabere pot caza până la un număr de 201 persoane, persoane sinistrate sau persoane proprii în funcție de intervențiile și complexitate și durata acestora. Fiecare tabără este dotată cu 10 corturi, modelul din spatele meu, de aproximativ 25 de metri pătrați, care au, pe lângă faptul că au paturi, în intermediul lor au 67 de paturi, 67 de saci de dormit, au sistem de iluminat, au sistem de ventilație și de încălzire. Deci pot fi utilizate și pe timp de vară și pe timp de
iarnă. În afara acestor 10 corturi care desprind fiecare tabără mobilă, mai avem și încă o bucătărie. Un cort de aproximativ 96 de metri pătrați, care poate fi utilizat ca sală de mese sau ca bucătărie, loc de preparare a hranei. Sau la introducerea aerului proaspăt în locul inundat cu fum. Acesta este ultimul venit, Leader Easy 2000, un ventilator de mare putere, de până la 300.000 de metri cubi pe oră. Ca și caracteristici, gradul lui de înclinare poate să fie de la minus 10 până la plus 20 de grade, se poate ridica până la 1,2 metri, transportabil, remorcabil de către o singură auto specială, îl putem duce în locul unde avem nevoie, foarte ușor de utilizat, îl putem utiliza pentru introducerea de aer proaspăt, prin presiune pozitivă, dar la fel avem și accesorii pentru evacuarea fumului din spații în care acesta nu este posibil. De exemplu, dacă avem un subsol, putem să-l utilizăm cu presiune negativă și să-l utilizăm ca și un exhaustor, să tragem tot fumul, să-l evacuăm, să introducem aer curat în incintă. Pe lângă el, caracteristici, putem crea și o perdea de apă și cu ajutorul amestecătorului de linii și accesorii pe care le-am dotare, putem crea și o perdea de spumă pentru răcirea și stingerea, localizarea incendiului în funcție de evenimentul pe care îl avem. Lângă avem containerul multirix de căutare salvare. Containerul pe care la fel este transportat de către autocamionul de intervenție, care este transportată și tabăra. În dotarea lui avem accesorii de descarcerare, de salvare din medii ostile, de alpinism, de detectare a persoanelor, generatoare, sisteme de aducțiune, de respirat, cu ajutorul căruia putem oferi victimei posibilitatea de respira într-un mediu neprielnic, echipament de protecție și diverse accesorii utilizate pentru stabilizarea, găurirea, pătrunderea și după ce am luat legătura cu victima, pentru comunicarea și eventuale pentru salvarea acestora. Una din acestea ar fi această auto specială, această sculă, acest accesoriu. Leader Hast este denumirea lui. Este un dispozitiv cu ajutorul căruia noi putem, după realizarea pătrunderii la victimei, putem să o vedem, să comunicăm cu ea sau în același timp, cu ajutorul ei, cu ajutorul geofonilor pe care le vedeți aici, putem să căutăm victima prin intermediul vibrațiilor sau a sunetelor pe care aceasta le desfășoară în compartimentul unde este ea blocată. De exemplu, dacă ea este blocată la câțiva metri de noi, sub dărâmături, ea prin simple bătăi, chiar dacă pe lângă noi sunt diverse zgomote, cu ajutorul căștilor putem izola zgomotele din exterior și putem identifica zona aproximativă în care este victima. După ce am identificat victima, avem carote, sistem, se realizează o gaură și cu intermediul brațului telescopic, care ajunge până la 2,4 metri, putem introduce la victimă și putem lua legătura și vedea starea acestuia, să comunicăm. Are și un dispozitiv audio, deci putem comunica cu victima, vedem de ce are nevoie starea acestuia și vedem ce procedee sunt necesare pentru a stabiliza și pentru a o evacua într-un timp cât mai relativ. Este probabil una din cele mai importante scule pe care le avem noi aici pentru identificarea și comunicarea în ulterior pentru salvarea victimilor. La fel, în cutiile care le vedeți aici, tot felul de scule, bormașini, picamere, demolatoare, vinciuri, sisteme de ridicat, sisteme de descarcerare, scule, pompe și orice fel de accesoriu care ne-ar ușura munca în vederea salvării persoanelor surprinse.